Prin efortul întregii comunități, la Malul cu Flori s-a dezvoltat o bază sportivă de care se bucură atât echipa de fotbal, care activează în Liga a 6-a, dar mai ales copiii din această localitate. Echipa de fotbal luptă pentru a se clasa pe unul dintre locurile fruntașe în Seria Nord, poziție care să îi permită participarea la barajul pentru promovare în eșalonul superior. Principalul artizan al acestei frumoase emulații create în jurul echipei este antrenorul jucător Cristian Angelina, care a reușit să adune tot ceea ce are comunitatea mai bun, ba chiar să vină și cu ceva implanturi, jucători veniți să pună umărul la atingerea obiectivului. Vocația de lider a lui Cristi Angelina a fost alimentată și de edilul localității Ion Constantin, dar și de omul de afaceri Adrian Andreescu, care s-a transformat dintr-un susținător pasionat de fotbal în principal finanțator al echipei. Însă, întreaga comunitate din Malul cu Flori încearcă să sprijine echipa, care reprezintă un element de mândrie pentru locuitorii acestei comune. E mai mult decât o echipă la Malul cu Flori, cred eu. În ultimul timp ne-am unit toate forțele. Toți, cred că, din Malul cu Flori am suferit astăzi și cred că vom suferi în continuare pentru rezultatele pe care noi le așteptăm de la echipă. O echipă a noastră, spun eu, peste, zic eu, nivelul Ligii a 6-a, numai că niște rezultate din trecut ne face să avem emoții la o eventuală calificare. Jucăm și sperăm să promovăm în Liga a 5-a. Profit de avantajul că îl avem alături și pe principalul investitor, finanțator la echipă și vă întreb, se va dezvolta ceva și în ceea ce privește suprafața de joc, pentru că aveți și jucători tehnici, dar care sunt incomodați de... Cu siguranță, dacă nu ne uneam cu toții forțele și drept pentru care îi mulțumesc lui Adrian că a venit lângă echipă și a venit nu numai cu sufletul, a venit și financiar și mulțumesc de fapt tuturor care participă la acest spectacol pentru că este o bucurie pentru comunitate, este o bucurie pentru oamenii din Malul cu Flori care nu aveau unde să iasă, să participe la un spectacol. Acesta pentru mine e un spectacol frumos și un spectacol care, zic eu, ne aduce promovarea și a localității și a oamenilor, că suntem noi un pic departe de Târgoviște sau de Câmpul Lung, dar suntem într-o zonă, zic eu, minunată. Cu ajutorul domnului primar și cu familia asta frumoasă de la Malul cu Flori, că putem să spunem că suntem o familie, nu numai o echipă, ne-am strâns cu toții, am făcut exact ce vedeți acum din prundul gârlii, suntem foarte mândri cu toții, domnul primar a fost lângă noi în totalitate și astăzi a fost un joc greu, care am emoții și acum, și mulțumim la toată lumea care a fost lângă noi și sper să promovăm. Ne mai ține decât un singur joc ca să putem să promovăm. Mulțumim domnului primar din nou, mulțumim și lui Cristian Angelina că este lângă noi și a toți jucătorii și a toată lumea de la Malul cu Flori. Vă mulțumim! Ați spus ceva de investiții aici. Ne dorim pentru anul viitor, da? Nu știu dacă se va putea rezolva în totalitate anul ăsta, dar ne dorim pentru anul viitor și administrația locală pe care eu o reprezint astăzi să pune bazele unui proiect aici. Ce vedeți aici astăzi este făcut din munca noastră a tuturor. A noastră a tuturor și mai puțin administrația, pentru că suntem o comunitate mică, buget mic și nu am putut să aducem aici investiția corespunzătoare nivelului de fotbal. Dar ne dorim extinderea vestiarilor, ne dorim o amenajare a unei tribune, ceva și pe la suprafața de joc care nu este perfectă, dar este, zic eu, am fost și pe la alte localități, este un teren bun, zic eu, pentru practicarea sportului. Felicitări și mult succes! Mulțumesc! Aici, în încheiere, vreau să-i mulțumesc lui Cristi Angelina, sufletul din teren al acestei echipe, Cristi care a venit lângă noi cu sufletul, trage Malul cu Flori pentru că aici este locul lui de naștere și a venit lângă el câțiva băieți extraordinar de buni și împreună cu câțiva băieți de la noi chiar facem o familie, cum spunea Adrian. Toate eforturile celor implicați în dezvoltarea mișcării sportive din Malul cu Flori își vor face un efect vizibil atunci când echipa va reuși rezultate semnificative, dar mai ales când vor lua ființă și echipe de juniori, atragerea copiilor către mișcarea sportivă fiind un obiectiv pe care orice comunitate trebuie să-l aibă în vedere.